mi-am propus să vă povestesc despre Bulevardul Mircea cel Bătrân, care îmi delectează sufletul. Amplasat în sectorul Ciocan al capitalei, Bulevardul și are origine încă din anii 80 ai secolului trecut și reușește să adune în brațele ei persoane de toate vârstele. Plimbările de pe bulevard nu te lasă niciodată în singurătate. În schimb, îți va da destulă hrană pentru meditații. Zâmbetele și energia în abundența copiilor mă fac să înțeleg că fiecare clipă merită trăită din plin și că orice greutate poate fi depășită. De-a lungul său sunt amplasate magazine, bănci, alimentare, oficii poștale, blocuri de locuit, cafenele, printre care și Biblioteca Transilvania, instituția de cultură, desfășurându-și activitatea cu succes. Este situată pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, un nume istoric, glorios, din sectorul Ciocana. Și ar fi păcat ca acest bulevard să rămână în urmă, fără a ști mai multe, să-i cunoaștem destinul. Nu este o banală poveste, dar o poveste de viață, pe care nu o poți păstra așteptând să o descopere cineva după ani, ci o spunem ca să rămână știută pentru generații. Ieșind din bibliotecă, urma să mă întâlnesc cu Buna pe o bancă de pe bulevard. Cu ea, nu te plictisești, este o enciclopedie vie. Tot timpul ai ce auzi. Buna mi-a povestit că Mircea a fost un domn coborător din străbunia acestui neam, după cum spun cronicile bizantine. Mircea cel Bătrân, 1386-1418, a fost cel mai de seamă reprezentant al străvechii dinastiei Basarabilor. Pe lângă deosebitele sale calități administrative și militare, Mircea cel Bătrân a fost un iubitor de artă, dar și un adevărat creștin. Biserica având în el un aplic apărător și inimos fondator, Mănăstirea Cozia, în care este mormântat, fiind una dintre ctitoriile ilustrului domnitor. Un cronicar otoman anonim spunea că Mircea e un principe necredincios, un mare erou necredincios. Alt istoric, Lenu Clavius, îl consideră drept cel mai viteaz și cel mai agil dintre principii creștini. Sigismund de Luxemburg l-a prezentat drept bărbat viteaz, activ și puternic, dar și luptându-se în mai multe rânduri cu turcii, a triumfat în chip glorios asupra lor. Numele de cel bătrân nu i-a fost dat pentru că ar fi vreun om în vârstă care s-a urcat pe tronul țării românești, dar în semn de respect pentru că a dat dovadă de înțelepciune. Ar fi păcat, draga mea nepoțică, să nu-ți spun că până în 1991 bulevardul a fost numit Cutuzov. Începe de la rondul de intersecție cu strada Alecu Rosso, iar sfârșitul nu este marcat de nicio intersecție sau edificiu, ci doar de un rond de întoarcere. Am rămas entuziasmată de toate cele auzite și de atunci nu trece o zi fără să mă gândesc la ce mi-a povestit Buna despre Mircea cel Bătrân, un nume istoric, glorios, care a domnit peste Valahia timp de 32 de ani.